Mai bine furăm decât să închiriem. Dacă în urmă cu ceva timp un grup de tineri au sustras mai multe trotinete din curtea liceelor, acum păgubaș a fost un bărbat de 37 de ani din municipiul Drobeta Turnu-Severin. Mai multe bunuri, precum trotineta, dar și bicicleta, i-au fost furate din mașină după ce patru tineri au profitat de faptul că ușa din spate nu era închisă. Poliția municipiului Drobeta Turnu-Severin a fost sesizată de un bărbat în vârstă de 37 de ani cu privire la faptul că persoane necunoscute, profitând de faptul că portiera stângă spate de la autoturism nu a fost asigurată, au pătruns și au sustras o bicicletă, dar și o trotinetă electrică. Poliția municipiului Drobeta Turnu-Severin a fost sesizată de un bărbat de 37 de ani din municipiu cu privire la faptul că persoane necunoscute, profitând că portiera stângă spate de la autoturism nu a fost asigurată, au pătruns în autoturism și au sustras o bicicletă și o trotinetă electrică. În urma verificărilor efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale, cu sprijinul Biroului Ordine Publică, au fost identificați autorii furtului. Patru tineri cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, toți din municipiul Drobeta Turnu-Severin. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, cei patru tineri fiind reținuți pentru 24 de ore. După o lungă perioadă de timp, cercetările efectuate de către polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale, cu sprijinul Biroului Ordine Publică, au fost identificați autorii furtului, patru tineri cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, toți cu domiciliul în municipiul Drobeta Turnu-Severin. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, iar cei patru tineri sunt reținuți pentru 24 de ore.